Doar. Îmi faci ceva cu ficiosul aici, vă rog, cu ochi, ce vă face? Bună ziua! Bună ziua! Trebuie să vă dezinfectați mâinile și să puneți masca. Tu serios, nu? Ce știți eu? Eu sunt blogger renumit și vrei să mă dezinfectez? Dă-mi pași, nu-i stăpână aici. Haideți să vă rog. Nu mai trebuie să vă rog, jucă barburnic. Eu sunt renumit și stăți mă știu și nu trebuie să vă rog. Eu n-am zărat la verță, tu sunt rază dragă la verță până stuie. Așa e, nu îmi fac story tot ziua. Eu m-am saturat, eu m-am să-mi sterg tot Instagram, ăsta și nu știu să ne fac de da, pe departe gine, știi? Eu o iei ca așa mi-o fie. Bună ziua! Bună! Eu te-am adus să-ți faci pedicura aici, trebuie să faci tot degeaba. Vedeți? Și să faci? Pedicura să-ți faci. Stai unghiile la cioare, călcăile ți le roade, tot astea, știi? Că și ce iurești? Eu îți pierdic așa la tine. Eu așa să mă uit, trebuie să mai spierdic în cioare și să-ți faci unghiile. Nu iei unghiile, nu mănânc câle. Nu știu să te comporți normal, că lumea aici mă cunoaște și acum nu știi cum. Tu vezi, nu te comporta, parcă ești de la stână și lumea ce cunoaște. Da, mă cunoaște lumea. Hai, vezi. Asta e la responsabilitatea. Hai, ce mie, lumea. De tot. E normal. Bună ziua! Bună ziua! Dar eu vreau să fac niște barbă cu dumneavoastră. Să-mi faceți niște proceduri, nici nu barbat, nu? Și să ne faceți barbă, să-mi facem părul, pedicurul ăsta. Să faceți făcut așa. De cine sunteți dumneavoastră? Eu nu vă cunosc. Veronica Hârleț și nu, eu prin stories fac publicitate, eu m-am ficat cu, prin sponsor, concurs, am dat o grămadă bani. Nu, eu încerc scuze, dar chiar nu vă cunosc. Nu mă cunoaște. Dați-i pașa la femeie mea, că e o leacă bolnajoară. Haide, fă, mă pozorăște aici. Nu. Ce știi, normal, ai trebuie să-i cuvinti de bine, mie pe acasă, de bine. Ei? Că tu unde e? Deci eu da la creier, pe ce tu nu faci? Dacă căriți, facem. Din coș. Băi, că eu nu am creier, vreau. Mă gândeam că vrei să faci părul, plătești bani, dar tu mai întrebi dacă la creier faci. O clipă, vă faci așa reducere. Ia, vrem bani, îi faci reducere mie. Vă fac și o reducere pentru că avem vouchere în sumă de 200 de lei și 150. Ce ce nu vreau plăcut? Plus asta avem 20% reducere pentru prima vizită. Ești plătești, băi! Și îți plătești, îți plătești, băi! Eu vă scuzați, tu crezi că trebuie să-mi cumpăr până la câine și nu eu am dat ziua ta. Eu acasă, eu o să-i urăt prin verdicul ea. Nici nu o viec, nici nu o sunt, nici nu o sunt. Haide, brață, bine, bine, că-i frică, foarte. Bună ziua, bună ziua. Eu m-am dus-o cu mama să faci proceduri la părți, vopsea spărul. Vopsea spărul, fac mâini și pedicura să-i faci. Da. Și, dar și-am luat-o și cu Dumitrița, că tot ți-o faci curat, părea, cu noaptea și nu știu. Da, dar făceați și lui Dumitrița, făceați niște ui, niște astea. Doamna Veronica, noi ne-am înțeles că colaborăm doar cu dumneavoastră și vă servim doar pe dumneavoastră. Dar asta e familia mea și nu puteți să-i faci unghiile, eu știu tata cum să-l aduc. Păreri de rău, nu-i putem deservi, doar să fie contratată. Mamă, dar tata e jiu? Ei, și eu, și puteți să-și dimit cu Instagram-ul ăsta. De pe așa cum să odihnească acolo. Mă păzurăști mine, așa întrebări sau tot și eu, cum mă omori? M-a scuzat, tata n-a zbiez, vin mama așa să zici cu nepoată. Era acolo un om, dacă vrei, păsuță, da, să le iei? Nu, ți-ai găsit mire, nu văd de tata, să mă ți-ai mire, dar mă ujas, mamă, mă păzurăști, am pisat locul. Ce stai, măcar? Doamna Veronica, da. Eu îmi cer scuze, dar noi nu vă putem deservi, pentru că noi ne-am înțeles că colaborăm doar cu dumneavoastră și vă deservim doar pe dumneavoastră. Cu părere de rău, deja nu vă putem deservi toată familia dumneavoastră. Ei, ce-ai dus pe mata asta? Cine mai vrei să fac? Ce-ai dus pe mata asta? Ai, ești! Când ești ei nu au mâncat pe zoa, ele umblă prin saloane, prin saloane. Vă dau eu salon acasă, că fac cât, mă boiti, tot. Asta nu mă pus râță, că aș fi normal, dar să lăsa și e animal acasă pleșcat. Ai spus că ea ta mă știe. Vrei cu ea, vrei cu ea. Vrei cu ea. Salonul, e salonul, salonul.